în cadrul festivalului Musa Fest, un moment care n-a fost prevăzut inițial, dar ne bucurăm că în această seară îl putem prezenta. E vorba de lansarea anualului Asociației Colecționarilor din Sălaj, sub titlul Colecții și Colecționari din Sălaj, un proiect finanțat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Cum spuneam și mai devreme, sper că această titulatură să nu devină obsesivă sau să nu devină prea mediatizată. Există și un risc al mediatizării semne abundente. Dar eu mă bucur că am putut finanța și această publicație. La fel cum am finanțat în cadrul 5 proiecte prin acest program, un program pe care îl vom dezvolta în anul viitor, pentru că este mult mai ușor pentru noi, ca instituție de cultură de stat, cum o instituție publică, în sensul că îi putem controla de mult mai ușor pe cei care cer bani. Este, într-adevăr, o chestiune foarte complicată și foarte delicată. Deci, de a controla mersul banilor sau chestia cu cei cu banii de origine pură, ca să folosesc un limbaj de suflet. Și ceea ce s-a întâmplat anul acesta pe mine mă încurajează și este bine. Este început bun. Inclusiv cu această publicație. Da, este un mod efectiv transparent, cu totul transparent, deci de a finanța proiecte culturale. Deci noi am făcut acest lucru în acest an. Nu vom continua așa în viitor. Eu nu pot decât să-i felicit pe cei care au apelat la noi, să le urez cu mai succes. Le urez succes și din perspectiva de colecționari, de doamne care abordează acest subiect extrem de delicat și extrem de complicat în aceste vremuri. Și coste. Asta nu este o altă chestiune pe care nu vorbesc astăzi. În fine, vă mulțumesc încă o dată. Este un mod, cum spuneam, extrem de transparent de a finanța proiecte culturale. Deci noi mergem pe acest drum și nu numai pe acesta. În continuare, le dau cuvântul celor care au făcut acest anual, a celor care au ceva să vă spun în această seară. Vă mulțumesc! Doar câteva cuvinte o să spun despre ceea ce înseamnă Asociația Colecționarilor din Sălaj. Aceasta a luat ființă în luna aprilie a acestui an, la inițiativa a 10 membri, care de singur au devenit membri fundatori. În momentul de față, asociația numără 24 de membri activi, însă ne-am identificat la nivelul județului Sălaj aproximativ 40 de persoane cu, să spunem, preocupări pentru diverse categorii de colecție. Filatelie, cartofilie, numismatică, medalistică și așa mai departe. De fapt, acest lucru ne-a și determinat să înființăm Asociația Colecționarilor din Sălaj. Mai mult decât dacă considerăm că este un potențial bun de creștere în continuare și ne gândim la faptul că tânăra generație are posibilitatea de a crește, de a fi educată, de a fi formată în spiritul acesta, este, de fapt, o alternativă, spunem noi, la petrecerea timpului liber, evident, într-un mod util, plăcut, cultivând interesul față de un domeniu oarecare de colecție. Apreciez disponibilitatea dumneavoastră și prezența de dumneavoastră într-un număr atât de frumos cu ocazia lansării volumului Colecții și Colecționari din Sălaj. Este, de fapt, anualul Asociației Colecționarilor. Dorim să permanentizăm această acțiune. Și, în același timp, mulțumim Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj pentru sprijinul financiar acordat pentru apariția volumului. De asemenea, editurii Polonisum pentru faptul că a acceptat să publice această carte sub egida
colegii la ei. De asemenea, Asociația Micii Muzeului, în calitate de, sau câțiva membri Asociația Micii Muzeului, în calitate de consultanți științifici, da, pentru anual, și, nu în ultimul rând, autorilor, pentru că avem în cuprinsul volumului 9, 10 contribuții, autori, colecționari, colegi de-ai noștri, care au depus un efort, consider, consistent pentru a așeza în pagină câteva cuvinte despre anumite componente, să spunem, ale colecției lor și mulți dintre ei nefiind de formație, să spunem, cercetători și așa mai departe. Este de, și de fapt rămâne la aprecierea publicului și a celor care vor avea dorința să lectureze pagina acestui volum, să facă și aprecieri față de conținutul acesta. În final doresc, în finalul intervenției mele, doresc să iau cuvântul colegului Horea Pop, doctor Horea Pop, cercetător științific la Muzeul Istoriei și Academiei Zadău și membru al Asociației Amicii Muzeului, să spunem câteva cuvinte despre conținutul acesta. Vă mulțumesc! Sper să nu fiu doar membru al Asociației Amicii Muzeului, să fiu și membru al Asociației Colecționarilor din Sălaj. Oală, da. Și aș aprecia că momentul apariției acestei cărți este ca nașterea unui copil, un moment de bucurie care, spionând puțin înainte, am observat că va fi sărbătorit cum se cuvine. Și, într-adevăr, merită, pentru că dacă acum câțiva ani intențiile colegului nostru, din mustrului coleg și colecționar Emanuel Prigon, se axau pe a exploata la lumină pe colecționar prin expozițiile care au fost realizate în cadrul muzeului, expoziții care chiar așa se și intitula Colecții și Colecționari, și care, într-adevăr, ne-au fascinat pentru că am văzut și altceva decât colecțiile muzeului. Și, în primul rând, pentru că colecționarii sunt oameni foarte discreți. De multe ori sunt într-un anonimat încât e nevoie să tragi de aici ca să expună, poate și datorită unor temeri că situația actuală destul de riscantă pentru a-și etala colecțiile, pot să devină în timp ținta unor posibile jafuri. E și asta un moment care, un argument pentru care poate colecționarii stau în umbră și, cum am spus, probabil și datorită acelei decențe și discreții de care ei sunt totdeauna dau dovadă. Acum, din perspectiva istorică, aș spune că dacă n-ar fi fost colecționarii, n-ar fi existat muzeele. Pentru că primele colecții au fost particulare, private, în fine, și treptat muzeul a luat naștere de la cele colecții din perioada medievală și chiar anterior. Astfel că o astfel de asociație în Sălaj, care e plin de vestiții și cu siguranță au circulat foarte mult, pe lângă ideile care au circulat prin Sălaj, au circulat foarte multe piese, nu e momentul acum să spunem pe ce cale a ajuns și cum a ajuns în posesia colecționarilor, dar este important faptul că ele au fost păstrate cu sfințenie de acești oameni pasionați, indiferent ce tip de colecție au realizat, au fost păstrate și nu au luat calea, să zicem, comerțului ilicit peste graniță sau în interiorul țării. Este important ca în timp, poate câștigăm în calitate de donator, eventual, la muzeu, deși nu vrem să facem din asta neapărat o politică, dar e important să descoperim, să învățăm de la ei că foarte multe piese care nu mi se par poate absolut banale, devin în timp obiecte de colecție și poate chiar cu timpul și obiecte de patrimoniu care, în fine, au această calitate și care le crește valoarea în timp. Acum despre această apariție editorială, foarte importantă pentru că însăși apariția relativ târzie acestei asociații a produs, sau acest prim produs al asociației
este, este cel relativ prezent, dar super de bine venit. Este o chestie care, putem spune că un produs care va, va da drumul mai departe și va încuraja și alți colecționari să participe la, la materiale la această, acest anuar obligatoriu pe care și-l propune anual Asociația Colecționarilor din Salaj. Ceea ce este foarte important este structura pe care acest anual a pornit și a început cu filateria, continuând ulterior mai încolo cu numismatica, care iarăși este un domeniu foarte, cu foarte mare priză la colecționari, și bineînțeles mai încolo cu medalistica. Bineînțeles că partea de istoric este necesară pentru că a face un excurs în istoricul colecțiilor și preocupărilor pentru colecții în județul Salaj este necesar pentru a ajunge la, la fiecare, la cititor, acest, acest istoric al, al ceea ce presupune colecționarii din Salaj și nu numai. În, eu v-aș îndemna doar ca să-l citiți și nu vreau să intru în anumite detalii, pentru că editorii s-au străduit să, să scoată o, un anual care din, din prima are calități deosebite, ilustrație color, care este foarte utilă și obligatorie în momentul în care abordez de, astfel de elemente de colecționarilor și a colecțiilor și în cele ce urmează noi le-aș dori, le-aș dori succes pe mai departe și mai ales pentru atragerea cât mai multor colecționari, atât în asociație, cât și în, în editarea și completarea anualului pe viitor. Vă mulțumesc!
Muzeul este, în principal, depozitarul memoriei culturale. Este ideea de la care am pornit în momentul în care au existat acele inițiative de care vorbeau colegii noștri cu privire la expozițiile ce au fost organizate în spațiul muzeului de promovare a colecțiilor și a colecționarilor existenți în județul nostru. Este un demers pe care dorim să-l ducem mai departe. Avem în perioada imediat următoare două expoziții care își propun să promoveze colecțiile sau piese din colecții, un aparat din colecții foarte bine închegate, dar din obiectele păstrate, aș spune, de către persoane particulare care țin la ele și care au considerat că valoarea lor documentară, istorică și emoțională este importantă. Vor fi două expoziții, în luna noiembrie și în luna decembrie. Vreau să reiterez, am mai făcut-o și la alte evenimente, invitația de a veni cu obiecte de patrimoniu, cu obiecte de factură tradițională. În prima fază vorbim de luna noiembrie, când vrem să reconstituim târgul, ideea de târg tradițional la Galeria de Artă, va fi expoziția unde dorim să expunem obiectele care se vindeau într-un târg. Și pentru că nu vrem să promovăm doar colecțiile muzeului, ne gândim și ne dorim ca lumea care deține asemenea obiecte să vină spre noi, să putem să le etalăm în cadrul acestei expoziții. În luna decembrie ne dorim din nou să vină comunitatea spre noi, de data aceasta cu obiecte care sunt sau pot să le putem asuma ca și simboluri ale epocii comuniste. Și ele sunt și vor deveni obiecte de patrimoniu și este bine să fie expuse și poate că vor ajunge în cele din urmă în colecțiile muzeului, pentru că dincolo de modalitatea consacrată de a crește colecțiile unui muzeu, așa numai achiziția, trebuie să ne obișnuim cu ideea că și donația este un element esențial în creșterea colecțiilor unui muzeu. Și unde pot fi mai bine păstrate aceste obiecte care, de altfel, ne definesc identitatea decât într-un muzeu. Revenind la acest anual, salut inițiativa Asociației Colecționarilor din Sălaj. Este un instrument extrem de binevenit, extrem de necesar și de aceea sper și am toată convingerea că acest anual va apărea și în perioada următoare și va putea să rămână ceea ce trebuie să fie un instrument de promovare și de punere în valoare acestor colecții private. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnele Jenaliu, înainte de finalul întâlnirii noastre, care sunt tot să spun la cuvinte pe domnul Daniel Mureșan, vă anunț că a apărut un nou număr al revistei Perpesimane, este vorba de numărul 93, în octombrie. Hai să deschide cu un citat din domnul Liviu Antonese, care a fost prezent de curând la Zălău. Nu pot scrie la un ziar pe care nu-l pot citi și sunt curios dacă această declarație s-a potrivit și cu ideea, s-a posibil de ideea, nu pot să votez un partid în care nu cred. La final, domnul Daniel Mureșan, să vă spun. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și v-aș invita să vă oferim cât un exemplar din acest volum, după care vă invităm să poftiți dincolo să depănăm amintiri despre colecții și colecționari. Mulțumesc! Vă mulțumim tuturor!